Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție dumneavoastră, să vă asigurăm Mișa și mine că ne-am străduit enorm de mult să vă povestim experiențele noastre. De fapt, tot acest curs de 3 zile, eu l-aș numi un mesaj. Am vorbit foarte mult între cele două cursuri, de ieri, după. Rămâne să faceți cu pasiune voie, fără pasiune. Voiul nu mai este nimic. Voiul înseamnă pasiune. Încercați cu toate greutățile care le aveți să vă axați pe procesul de instruire. Mai devreme sau mai târziu, de acolo veți primi satisfacțiile dumneavoastră. De fapt, totul se învârtește în jurul acestui proces. Orice am spune noi, relația asta antrenor-jucător, jucător-antrenor. Mișa mai v-a povestit ce a semnat această relație. Nu este ușoară. Și să nu credeți că, hai să-i spunem, eu nu am avut conflicte acolo. Am avut enorm de multe conflicte. De exemplu, pe 28 mai, am trimis un e-mail la un președinte de club și am zis că nu mai antrenez la clubul. Lângă în ziar, o poză cât jumătate de pagină, că eu am terminat cu ei. Partea bună că unii au început să telefonez la asta. Deci, în acest proces, trebuie să vă așteptați la conflicte. Vă recomand să nu le evitați. Aveți numai ceva de învățat. Veți deveni mai bun și mai tare. Deoarece tot procesul ăsta de învățare a tehnicii este atât de decisiv în tactica jocului. Și în acest CMV și mini volleyball ați observat unele echipe jucau cu 3 la fileu sau și cu linia a doua, nu există linia a doua, dar jucau 3, alții jucau 2-2, alții jucau 3-1. Deci, primele elemente tactice au apărut. Și elementele tactice sunt în legătură cu sistemul tău de joc, modul tău de a crea cele două complexe, side-out, rally și apoi la tranziții. Deci, la un moment dat, problemele astea tactice apar și voi le aveți în timpul săptămânii și mai ales în competiție. Esențial este, trebuie rezolvate de tehnică. Așa simplu este. Și asta vreau să vă transmit. Asta a fost experiența mea. Și cum am încercat eu, cu timpul care mi era la dispoziție, să rezolv problemele astea
tactice, sistemul meu de apărare, de atac, în faza 1, în faza 2. Erau prea multe, prea multe probleme care să le rezolv. Țineți minte, side out tranziție, run, 6 jocuri, 3 a 6, 18. Și avea în fine o oră jumate sâmbătă trebuia să jucă. Deci, eu am axat, ca să-mi fac munca mea mai ușor, am axat pe trei aspecte. Ridicătorul, blocajul și atacul. Ridicătorul de ce? Doar ce ei creează, de fapt, acțiunile de atac. Blocajul este, în Olanda, numit blocajul, prima linie de apărare. Și așa este, de fapt, este prima linie. Cine știe, cine poate și este în stare să se organizeze cu apărarea la fileu, o să aibă foarte multe șanse în linia două. Din nou vă aduc aminte pătrățelele 3x3, că avem 27 de metri pătrat, care este imposibil de apărat. Imposibil. Am văzut și ieri în practică greșeala care v-am spus eu. Deodată, într-o deplasare, apărătorii, liderul echipei a rămas singură cu 4 metri jumate, 6, mai mult de 24 de metri pătrat, singur. N-are nicio șansă. A fost un exemplu. Blocaj. Și atac. Ridicătorul. Deci, și aici m-am axat în continuare. Da? Vreau să te întreb ceva. Da. Voi în Olanda, la Minigori. Da. Pe ce puneți accent? Pe tehnică sau tactică? Tehnică este 99%. Dacă vorbim de SMV. Deci, tactica apare numai la nivel 4, cu mingea aceea prinsă și după aceea aruncată. De ce apare aspectul tactic? Mingea trebuie jucată în punct, paralel cu fileul acolo și pe spate. Ca pregătire pentru faza următoare, când trebuie să joace mingea cu o pasă. Tactica apare la nivelul 6, de-aia apare și blocajul, deoarece ne interesează deplasarea celui care nu sare la blocaj extrem. Foarte mult se întâmplă că cei când se atacă din 4, cei din stânga doarme și când se deplasează blocajul, nu vine să ajute poziția 5 libero, din nou rămâne singur. Deci ne interesează relația. Deci și obiectivele tactice sunt foarte reduse, foarte reduse și au ca obiectiv învățarea rolului și sarcinilor care revine pe anumite poziții. Da? Sau stânga, cea din dreapta, dacă joacă un 2-2, sare la blocaj, trebuie să ajute apărarea. Și în invers, dacă... Deci, primii pași, pentru că după aceea încep la nivelul primul an de seider, la 13 ani, acolo tactica, ca să răspund să merg un pas mai departe, tactica are o legătură ca și blocaj același, jucăm cu, cel puțin eu, primul an, jocul ridicătorul, deja caută ridicător, ca și calități, ca și perspectivă, și vreau ca
pasă să fie poziția 4 și pasă peste ca poziția 2. Ăsta este obiectivul. Este deja tactică. Să controlezi antenele. Nu să le lovești, să ai forță de atac acolo. Da? Deci, și ca să rezolvi problemele tactice, în continuare, în acel antrenament mic, lucram pe grupe, de exemplu, și am să fac și astăzi la pregătire, ridicătorii lucrau cu mine și aveau anumite sarcini, poziția neutrală, adică dacă ați observat și o să vin din locul până în exemple, cât de relaxat se deplasează, spui că el se duce, el are altă treabă și vinge acolo și el merge în partea aia la altă. Poziția neutrală, în săritură, mingile și insist foarte mult, ca și mic, pentru pivotare, deci când mingile rămân în afara zonei de 3 metri și urmează ritmul, din nou este tehnică, ritmul de pași ultimii este drept, stâng, vreau să devină un fast în automatism. Deci vreau cu 24 de ore înainte de legi, mai puțin, să aduc ritmul acela de deplasare. Foarte mult din săritură vreau viteză. Mingea trebuie să meargă repede. Camuflare, la asta mă refer, la cele soluțiile scurte, da? Push, își trebuie să fac un push cu mâna stângă, tic, mâna dreaptă sau să atace. Dar înainte, trebuie să camufleze, că vrea să dea un pas. Ați observat și dumneavoastră, sunt foarte mulți ridicători care au văzut, da, este frumos, e mingea acolo, dar vezi de la o poștă că o să pună mingea. Puș. Deja stau acolo de jumătate de oră. Deci să camufleze, să nu lase citită intenția de a rezolva situația aia scurtă și tehnica degetelor. Eu folosesc o minge, este mingea de elastic, costă, așteptată la un elastic, costă vreo 70-80 de euro, o legi undeva, la o bancă, stau, deci să nu vă gândiți, vă dau un exemplu. O rezolv problema degetelor în 5 minute. Și eu am luat un elastic și pentru că nu are chestii de alea speciale, am cumpărat o bandă de aia și am toată mingea. Deci în altă cu elastic, am să arăt la stâlp, stâlpul de voi, și îi spun elasticul vine aici asupra capului, nu are voie să te atingă capul, piciorul drept și stă. Și mingea este trasă înapoi de elastic. După 20 de serii trebuie să-și conecteze. Mi-a spus 5 serii înainte, 5 serii înapoi. Și dacă vreau să fie mai greu pentru pasa pe spate, elasticul este aici și trebuie să... În 5 minute, 6 minute am rezolvat problema degete. Deci încă o dată am vrut să rezolv problema timpului. Eu nu am avut timp, nu antrenam 10, 12 ore, 15 ore pe săptămână, era ideal. Și am trebuit să gândesc tot felul de prostioare ca să ne obțin obiectivul pe care îl doream. Acum vin din nou să vedeți cât de important este tehnica ridicătorului. În tot ceea ce face, vorbește tehnica, dar el rezolvă deja
acești ridicători, credeți-mă, mai mult de jumătate din punct deja este. Însă, datorită ridicătorului. Să urmăriți când, când sunt imagini, când vine preluarea, cum se deplasează. Efectiv, nu știu ce vrea să facă. A văzut camuflarea, s-a dus în sus cu ambele brațe, s-a uitat la poziția 4 și când am întins mingea, nici nu s-a uitat cum. O să vedeți că foarte mulți ridicători se întorc și după aia. Deci asta este cu camuflare. Blocajul advers trebuia să aștepte, să aștepte, să joace mingea. În continuu amenință cu privirea poziția 4. O să facem și astăzi cu ridicătoarele. Uite de totdeauna la poziția 4. Ați observat, dacă ați observat ieri, când a fost exercițiu, atacul din linia a doua. În centru și din zona 1, ridicătoarele se întorceau cu spatele la fileu, înspre zona 1 și acolo mergea pasul. Același lucru, blocajul deja știe unde merge, pasă. Deci, așteaptă-le la 2. Și cât de mult așteaptă cu mâinile întinse în poziție neutrală de pasare. Bineînțeles, acest film este întruchiparea perfecțiunii. Dar dacă ne uităm și vedem asta, el s-a antrenat să obțină asta. De ce n-am putea noi să antrenăm ridicătorii noștri? Puțin câte puțin. Pasă pe spate, lateral. A sărit și aceeași viteză la atacatul din poziția 4. Dă tic. Dar în continuu s-a uitat înainte. Bineînțeles, mingea peste fileu se întoarce la dreapta. Dar a camuflat foarte bine. Ați văzut? Se uită în față, nu interesează, știe de cum sunt așezați apărătorii cât de adverse. Deci s-a văzut perfect pasa pe spate, lateral, întors. The shoot. The bike. Și vine un ridicător, următorul. De ce același? De ce a să se bată? Din nou apare Pavel. Sunt două tipuri de ridicători total diferiți. Prezent de alimentul 90, și exact nu s-a legat. Are 2,5 sau 2,6. Dar dacă o să vă uitați, aceeași tehnică.
Deci de ce zic asta? Nu eliminați posibilii ridicători și să puneți de la început înălțime sau că nu știu ce. V-am zis, eu mă uit la mâini și degete lungi. Poate să fie o fetiță de 1,60 m sau poate să fie o fetiță deja care are 1,76 m. Dacă văd că are degete alea lungi, mână, și are deja simțământul ăla la încercăra pusul să fie leșeră, poate mulți se crispează și vă rog să mă credeți că nu o să reușiți să le dezlăsați, să aibă aici la iubirea încercăra pumului să fie foarte flexibil. Nu o să vă reușească. Am încercat. Sunt lucruri asta, nu o să vă reușească și deprinderea lovitului de ataș, dacă am lăsat-o greșit, nu te mai ocupa de asta. N-are niciun rost. Nu poți să-i mai influențezi absolut nimic. Orice îi face, momentul în care vine mingea și competiția, revine pe patronul ei, care este acolo, în sensul, asta știi, acolo mă simt eu în siguranță, asta fac. Să vedem pe Pavel Zagumi și vă rog să urmăriți. De fapt, fac același lucru. Nu știu dacă l-ați văzut pe Pavel Zagumi, este un polos. Deci, când îl vezi, deci, ridicător. Numărul 5. Poate Nicola Gărbici fie părerea mea și poate Zagumi cred și rezente deasupra lor părerea mea printre cei mai buni indicatori din secolul 21, începutul secolului 21, este părerea mea. Dar vă rog, același, vedeți neutral în săritură, vedeți cum merge un om de 2,5 m, de lejer se depășează. Să știți că sunt foarte rapid și el este foarte repede, dar atitudinea aia relaxată, ce v-a spus Mișa, free, ridicătorul trebuie să fie mintea să-i fie conectată la alte treburi. Trebuie să arate în afară, poate că un stil flegmatic, dacă am vorbit după caractere, s-ar potrivi foarte dezinteresat de mine. Aceleași patroane, pas în zona de 3 metri, stâng, drept. Vedeți și acum când s-a folosit de blocaj, se uită în continuare în față. Acel se da pe spate, când apare între zona 3 și 4. Ați văzut acum că se joacă mai mult printr-o extensie. Aceeași întoarce la dreapta, deci pe spate lateral. Bineînțeles, este și un om de blocaj în zona 2, excepțional. Câteodată și de jos.
Ați văzut cum am mers în cerc, stând drept, s-a întors degetele celul drept era îndreptat la poziția Pavel. Stând drept, a văzut? Stând drept, se deplasează la minge și de fapt revine cu un pas de frână, cu dreptul să frâneze, să nu intre, să nu intre în fileu. Am o distanță mai mare în partea aceea. Se compensez,
aceasta, cu doi pași foarte mici lateral și fac și viteză și după aia încep să alerg. Deci asta antrenez vineri și fac serii și le spun 5 stânga, 5 dreapta. E un pas low, am spus, un pas și aleargă. Îți spun 5 dreapta, 5 stânga, 2 pași, aleargă. Și după aia urmează încă 5, asta de deplasare, specific pentru fiecare zonă. Dar ce aduce asta? Posibilitatea în timpul meciului, dacă spun, acum o să așezăm blocajul, închidem dreptul, fetele știu și cer eu încep totdeauna central. De ce? Este opțiunea mea, eu îți ofer două ori la blocaj. Deci dacă ies într-un blocaj, o pentru aproape de antene, am patru găuri în blocaj. Dacă spun poziția 4 lângă principal, se impresioneze jucătorul aici, nu cu atac pe primul 1, am 3 găuri în blocaj aici, între blocaj și acolo. Dar dacă încerci centralizat, unde sunt găurile în blocaj la antene, asta vreau să faci. Eu te invit acolo și îmi trimit să vedem de ce principalul meu. Asta trebuie să facă să ajungă cât mai repede la antene. Asta vreau, te invit să faci acolo, cât vrei mai mult. Bineînțeles că o să și puntezi foarte multe mici, dar și eu o să mă apăr bine. La fileu, ren, cu frâne, cu apărarea. Înțelegeți ce vreau să vă transmit? Deci, o grămadă de probleme trebuie să rezolv într-un antrenament o oră jumătate. Foarte multă atenție am acordat în exercițiile de deplasare a blocajului anumite patroane ca să aducă atacantul în situația de a se integra în următorul atac. Cred că ați și cred că mi se întâmplă în special când principalul se duce la indicator sau diagonală, aterisează, mingea este apărată sau via și ce face principalul? Merge pe lângă fileu, ridicătorul fuge după el, nu știe cine să-și joace mingea și asta este, poți să o antrenezi. Dacă aterisează, unde? Trebuie ca să-i ofer spațiu aici. Se întoarce, merge acolo. Practica de ieri, la fete, ați văzut reacția. Oare a aterizat? Slucea un gol. Venea atacul pe centru, da? Se duceau înapoi. Eu am cerut atac pe centru, vino aici. Și le opăr fost șut. Deci, deja e tactica, o simplă tactică de era prezentă. Asta a fost să antrenezi. Și eu o fac. Și tehnica pecetelor. Și atunci, la sfârșitul antrenamentului, am o minge de 2 kg și le spun tehnica degetelor, joci mingea aia cu 2 degete, degetul mare. Și acolo, 20 de bucăți și cu 3 degete, de 6. La o perete. Și am terminat. Cât mi-a luat asta, ridicătorul face asta, în 3 minute este rezolvat. Hai să vedem acum blocajul. Și am ales câțiva din nou din masculin, oameni de blocaj, centru de eșec. Primul este sârbul acela, l-ați văzut. Vișinați, l-ați văzut ăsta. Dacă aveți ocazia și să vedeți sârbia, uitați-vă la acel principal, este fantastic.
Second best leader, Europa. Bun, dacă discutăm de tehnica blocajului, vedeți brațele. Totul este închis. Este într-adevăr mai mult, dar acțiunea armelor și jocul de side-out, dar începe imediat dublocajul de la stările. O să o gândesc acum. La început, un mic pas lateral, 20 de centimetri, poate. După aia se întorc și aleagă. Bineînțeles, la ultimii pași este foarte important. Te duci la, spre stânga, este drept, stâng, deci spre dreapta, este stâng, drept. Deci, câteodată ar trebui să nu fiți atât de critici cu jucătorii de blocaj de centru, că sunt dreptaci, dar cei trebuie să ducă la poziția a doua și ei trebuie să folosească, de fapt, bătaia ca și un strigaci. Vă rog să vă gândiți la asta când îi spuneți ceva la jucătorul de centru. Ei sunt dreptaci care se duce la dreapta și trebuie să facă stâng drept. Deci nu este atât de ușor, dar dacă antrenezi, este un patron, este un automatism. Este puțin mai multă blocată, atacă cât de blocaj care se recunosc. Are și el un punct de atac de 3,70 m, așa. Thank you.
început, personal, nu cred că la feminin trebuie trei oameni aruncați pe externe. Unii, vedeți că este important. Eu am îndoielile mele. La băieți este altceva, dar dacă vă gândiți și cu trei oameni la blocaj, de câte ori se blochează? Un s-ar putea să fie, vor să facă un teren, să plâneze atacul sau să facă terenul mai bine. Eu optez pentru să organizez apărarea în linia a doua și vreau încă un apărător, cel care nu blochează, să vină în apărare. Că altcumva am unul în minus și din nou ajungem la cei 27 de metri pătrați. Îmi lipsește un apărător. Deci este chestie cum alege fiecare. Atrânesc foarte mult atacul pe stânga, omul care este în partea cealaltă, are obligația, nu-l interesează unde este pasul, să închidă dreptul, să oblige adversarul să le atace o bilecă în plot. Dacă stăm să ne gândim, din 10 atacuri în poziția 4, cred că 7, toate sunt punctate diagonale. Atacanții foarte buni, foarte buni, atacă și punctează pe lângă, nu peste bloc, când folosesc blocajul pentru un tușei, bloc ait, deci bloc în afară, așa. Pentru că primești foarte puțin spațiu de la blocaj în poziția 2. Atacă blocaj, înțelegeți? Poziția 4 adresa. Spațiul ăla ca să ataci pe drept este datorie a ridicătorului. Mulțumită ridicătorului se creează situația de a se bate mingea la sol în zona 1 din 4, dar deci blocajul n-a ajuns acolo. Dar cele mai multe mici, poziția 4, pentru, de ce acesta? Pentru că eu sunt convins, cel puțin la echipa mea, că acolo o să-mi câștige meci. Și vreau ca aia să atace foarte mult diagonal, deci în antrenament trebuie să îl fac loc. Blocajul este aici, trebuie să atace pe lângă blocaj. Dau și pentru 12, poate loc, pentru tușeu, să caute degetele. Și unul, one drop, este pentru omul meu de diagonală, poziția 2. De ce? Blocajul se duce pentru diagonala dreapta și eu atac contra. Deci trebuie să o face, apuce pe one drop. Deci, vă spun toate acestea ce eu fac. Pe asta mă axez. Stânga, poziția 4, foarte mult, 11 și 12. Poziția 2, diagonală, este un pasalover, un secund. O rotație. Rotația 1 pentru mine, ridicătorul este în poziția 1. Deci rotația 2, ridicătorul este în zona 6, rotația 3, în zona 5. Deci mă duc cu ceasul și notez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunt unii care se duc invers. Găsesc, bun, este poate fain, dar găsesc că voi notez cu ceasul. De ce te duci și notezi? De ce? Ca să fie mai interesant? Ca să corespunde cu zonă, dacă spun rotația 1, cine denumește rotația 1? O întrebare. Cine le numește rotația? Ridicătorul. Deci dacă stă pe rotația 2, spui rotația 2 că stă în zona 2, deci
În sensul meu, nu este o logică să numești rotațiile în funcție de că sunt notate zona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar mă rog, asta nu discută. Sunt atât, din nou, fiecare cum dorește, dar să fie comunicat la grupul de jucători. Și din nou, aterizarea și pregătirea pentru următoarea acțiune. Contraatac. Și mai ales la feminin, unde este foarte mult rar, contraatacul, pregătirea contraatacului este foarte important. Nu vine nimic. Principalul stă la fileu să nu împiede calificatorul să joace. Am pierdut un atacant, poate vine un pas foarte prost și am pierdut, nu șansa, momentul, ceea ce a zis Clișa. Nu șansa, șanse poți să ai, într-un meci ai 20, 30, 40. Momentul ai pierdut, pentru că dacă poate, pentru că nu, este 12-9. Poate în momentul ăla, spus e o șansă, eu spun moment, putea să fie 39 și nu este. Și din acel moment începe. Nu mai vorbim de șansă. Moment. Gândiți-vă la asta. Poate se vine ca la meciul și când sunteți, se le spună, this is the moment. Ce a spus Albert. Băiasul muncit 10 ani. This is the moment. Ați lider. Tu era vorba de șanse? Șanse la casino? După meci, trimiteți-i la casino, la ruleta acolo. Pardon, nu merg, că sunt cadete și... moment. Așa am gândit eu. Acum am să vă prezint atacant sezona 4, consider Ervin Gavet, este creativ, este tot timpul, dar vă rog să vedeți de câte ori atacă diagonal și să vedeți cum își... Și de câte ori atacă pe lângă blocaj, deci un jucător de zona 4. Thank you.
lovită mingea pe goală, tot. Thank you.
francezul Leroux este un rocheller. N-am văzut nicio șansă. Este fracțiunea aia de secundă tupă. Prea târziu. Este și un bun, și un serviciu foarte bun și apără. În linia lor destul de, de bine. Și mai este un film cu, consider eu, chiar l-am ales, din zona 2, Ivan Zaitsev. Vă văd că am ales bine, dar el poate să trage și foarte bine din poziția 4. La Zaitsev aș sfătui să urmăriți ce pase diferite primește și are totdeauna soluția în casă. Are totdeauna un contact cu mingea deosebit. Joacă mingea unde vrea el. Mi s-a văzut acum foarte bine de răsucirea rotală aia la închetura potului. Bun, ca poate ceva mic, m-ați văzut când am zis la învățarea lovitura ta cu 11, eu spun mâna stângă să vină aici, deci eu le spun dreapta după bine la genunchiul drept, pentru dreptace. Mâna stângă vine aici. La Zaitsev, mâna vine totdeauna aici. O să, dacă ați avut ocazia să vedeți antrenamente și de la ruși sau rusoaice, asta este stilul lor de a învăța. Totdeauna mâna, după atac, mâna merge aici. Personal, cred că mie se vine, deoarece mâna nu poate să meargă brațul până aici și nu știu niciodată cât de repede se întâmplă aici. Este de asta. Plus că mă ajută să controlez aterizarea mai bine. Chestii de opinie. Dar este foarte efectiv. Oane plouă a fost asta. Dar vă uitați la mâna dreaptă cu bine, vedeți? La brazilieni nu o să vedeți asta. Toți sunt... Ce mingi au primit? Câți oameni? Doi? Oameni în loc o băga mingea în 2 metri. Dar mâna dreaptă vine în continuare. Ca să vedem partea cealaltă. Fantastic.
Deci, exact de faptul că am încercat să vă povestesc, este experiența mea, este ceea ce am hotărât eu să fac în antrenament. Nici mai mult, nici mai mult. Bineînțeles, acordă foarte multe comunicare a blocaj. Deci, sunt ferm convins că ați văzut chestia cu degetele și eu le folosesc și asta, dar pentru ceva. De exemplu, eu știu echipa adversă. Știu că au atacant de centru două rotații care vine din stânga foarte bine. În pregătirea pentru meci, spun COVID, deci bloc, folosim cuvinte engleze, folosesc trei blocare. COVID înseamnă că te duci într-un anumit fel de atac, read and react, citește și reacționează, citește pasul și după aia să reacționeze. Deci îi spun la blocajul meu de centru, două rotații, comit. Dar ea trebuie să arate la apărător. Deci nu o să se întoarcă, să le povestească și le arată unul. Asta înseamnă că se duce în comit, se duce cu pentru atacul din primul. Dacă arată doi, îi spun, acolo vine, în rotația aia, primul pas, sau acolo este adresarea cel mai bun atacant. Deci, nu interesează timpul 1 și arată 2, înseamnă că se duce la zona 2. Apărătorii mei știu, dar știu și că nimeni nu o să sară la timpul 1 dacă se vor juca. Deci trebuie să se aștepte, să aștepte mingea, liberul și poziția 6, atunci nu mai să când, cum aș spune, este terenul așa, jumate, la mine începe partea cu 5 metri, momentul ăla, stați să mă înțeles, deci când arată aia, deci ce face poziția 6? Deci am spus 2, deci avem lucrat aici, da? Avem video aici, poziția 6 care începe aici, începe imediat aici. Asta e la fete, nu? Da. E la fete, nu? Da. La băieți nu poți să folosești asta. Este ca și cum ai dat pistolul de la început să te omoare. Deci, la echipa care m-a terminat să fiu la fete. Și era vorba de comunicație. Deci dacă arată 4, degete se duce în zona 4. Asta era comunicația, blocaj, linia 2. Linia 2. Și atacant, ridicător, este ce a spus. Comunicarea era mai mult, este mai mult, în direcția de a da ridicătorului informații că are la disponibilitate atacantul în stânga, atacantul fără pentru 14, atacantul pentru 12, dreapta la antene, poziția 2 sau atacul de la 3 metri linia, în zona 1 și cine știe dacă principalul pentru unde pentru primul timp. Deci, ridicătorul trebuia să facă, să aleagă cine joacă. Dar credeți-mă, eram foarte mulțumit când auzeam trei care strigă că sunt disponibile. Deci, nu este totul super ideal, dar
Dar asta a fost intenția mea, comunicarea, să știm cu cine, ce facem în teren, în fiecare acțiune. Locașul să comunice în funcție de rotație pe primul atac, da? Adresarul, noi să vin, atac. Adresarul e de să-i dau primul atac. După aceea vorbim de tranziție, de rally, contra-atac. Da. Dar este totdeauna neașteptat. Sincer să fiu, acolo trebuie să respectă jocul tău care l-ai stabilit, sistemul de apărare, sistemul de atac. Dacă eu vorbesc chestiile astea, din nou